Aleluia, aleluia. Mare putere are lauda noastră înaintea lui Dumnezeu. Vă știți? Cuvintele pe care le rostim au putere. Închinarea noastră este puternică. El se așteaptă pentru că am fost născut să ne închinăm înainte Lui. Am învățat asta de la Tata care este în veșnicie acum. N-am învățat doar religie și biserică. Am învățat să laud pe Dumnezeu în casa noastră. Acolo am învățat. Și nu aveam instrumente cum avem acum și suntem privilegiați. Mă întreba cineva odată pe Tata, de ce frate Deciana, când ești pe bicicletă, fluier și cânți cântece din biserică? Păi spune că duhurile pleacă, gândurile alea rele, problemele, toate gândurile care vin de la cel rău pleacă atunci când eu îl laud pe el. Cred din toată inima că lauda are putere. Amin? Așa cum David a cântat în prezența lui Saul, duhurile spune că plecau de la el. Spun că când venim în casa lui Dumnezeu și lăudăm din toată inima, duhurile pleacă. De tulburare, gânduri care țin de săptămânile care vin, astăzi este ziua Domnului, spune Biblia, să ne bucurăm și să ne veselim în ea. Amin? Îți dau inima mea și tot ce am aduc acum înaintea ta, de dragul tău, Iisus. Tot ce eu visez, mândria mea ți-o dau, renunț la dreptul meu ca viața ta s-o see.